Băiatul care căzu în apă. Un băiat se juca pe marginea unui pârâu și căzu în apă. A reușit să se agațe de o creangă de copac și a încercat să iasă la mal. Dar după mai multe încercări nereușite, a început să strige după ajutor. Ajutor! Nu știu să not! Ajutați-mă să ies! Trecu pe acolo un om care se credea cel mai deștept de pe pământ și, în loc să-l ajute să iasă la mal, începu să-l descălească. Nu e voie să te joci pe malul apei! Întotdeauna trebuie să ne uităm pe unde călcăm. Dacă nu era creanga asta de copac de care să te agăți, te-ai fi înecat. Vezi că singur nu te descurci? Dar ce căutai singur pe aici? Părinții știu unde ești? Sau ai plecat fără să spui? Și așa continuă el cu mustrări. Din întâmplare trecu pe acel drum și o femeie. Aceasta, văzând în ce situație era copil, îi spuse acum: ajută-mă să scoatem copilul din apă mai întâi și apoi fă-i morală. Tu crezi că le știi pe toate, că ești cel mai deștept de pe pământ, dar nu te-ai gândit că stând în apa asta rece poate răci sau, în cel mai rău caz, îl pot lăsa puterile și se neacă sub ochii tăi? Omul și-a dat seama de greșeala lui și că femeia avea dreptate. Mai întâi ar fi trebuit să-l ajute pe copil, pentru că viața îi era pusă în primejdie, și apoi să discute cu el despre pericolul în care a fost. De atunci, nici omul nu s-a crezut cel mai deștept de pe pământ, iar băiatul a tras învățăminte din cele pățite.